România se confruntă cu o creștere accelerată a numărului de cazuri noi de COVID-19. Oamenii se tem din ce în ce mai mult de o nouă carantină națională chiar în perioada de Paște. Se pare că restricțiile se înăspresc în continuare și totul ne duce cu gândul la o stare de urgență în perioada Paștelui, chiar dacă președintele României, Klaus Iohannis, a declarat că nu se va lua în calcul un lockdown de sărbători. Românii nu vor ca acest scenariu sumbru să se repete. Ce să fie, că iată, să minte 90%. Nu crede pe ai doctorii ai mai buni. Așa sunt propus de ei, ca să facă ce vrea ei. Da, eu n-am văzut. Adică fac injecția și stau tot în casă, ca lanț. Păi, nu e bine. Păi da, ca să nu ne mai duce nici la biserică, nu mai... N-avem ce le face. N-avem ce le face. Degeaba vorbi, degeaba spun și ăștia la televizor că ei fac tot ce vor. Nu ne mai scăpăm de ăștia. Până în acest moment, un lucru ne este clar, nu vom avea niște sărbători obișnuite. Ne dorim să fie. E, o dată pe an este sărbătoarea asta, dar e ce vrea să ne facă, noi nici nu putem nici să ne revoltăm, nu putem nimic, nicio putere nu avem. Nu vedeți că ei fac tot ce vrea ei? Nu putem. Foarte, foarte greu când... Mai în special Paștele. Paștele e un e și catolic și ortodox și ne-o dorim. Nu să ne vină soldații să ne aducă lumină din lumină în scara blocului, să ne aducă împărtășanii acolo. Nu e frumos. O altă stare de urgență ar pune la pământ România. Elevii au nevoie să meargă la școală, iar oamenii la muncă. Pandemia și-a pus profund amprenta asupra vieții noastre, iar sfârșitul acesteia pare să fie departe. Cu siguranță vom trăi cu SARS-CoV-2 pe tot parcursul anului 2021.